Slăvit să fie Domnul! Preibițiilor vă invit să vă ridicați pe cei care sunteți astăzi la părtășie și de asemenea pe cei ce sunteți acasă, care ne urmăriți pe calea internetului. Aș vrea să deschidem Sfânta Scriptură la Apocalipsa, Vom citi două pasaje, Apocalipsa 3, de la versetul 14 până la versetul 22 și un alt pasaj din Coloseni, capitolul 1, versetele 24 până la 2 cu 4. Apocalipsa, capitolul 3. Îngerului bisericii din Laodiceea scrie Iată ce zice cel ce este Amin, martorul credincios și adevărat începutul zidirii lui Dumnezeu știu faptele tale că nu ești nici rece nici înclocot o dacă ai fi rece sau înclocot dar fiindcă ești căldicel nici rece nici înclocot am să te vărs din gura mea pentru că zici sunt bogat m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic și nu știi că ești ticălos nenorocit, sărac, orb și gol. Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc ca să te îmbogățești și haine albe ca să te îmbraci cu ele și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale și doctorie pentru ochi ca să-ți ungi ochii și să vezi. Eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care iubesc. Fi plin de râvnă, dar și pocăiește-te, Iată eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Celui ce va birui îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul și Coloseni, capitolul 1, începând cu versetul 24. Mă bucur acum în suferințele mele pentru voi și în trupul meu împlinesc ce lipsește suferințelor lui Hristos pentru trupul lui, care este biserica. Slujitorul ei am fost făcut eu după isprăvnicia pe care mi-a dat-o Dumnezeu pentru voi ca să întregesc cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să zic, taina ținută ascunsă din veșnicii și în toate viacurile, dar descoperit acum sfinților lui, cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăția slavei tainei acestei între neamuri, și anume, Hristos în voi, nădejdea slavei. Pe El îl propovăduim noi și sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos Iisus, Iată la ce lucrez eu și mă lupt după lucrarea puterii lui care lucrează cu tărie în mine. Vreau, în adevăr, să știți cât de mare luptă duc pentru voi, pentru cei din Laodiceea și pentru toți cei ce nu mi-au văzut fața în trup, pentru ca să li se îmbărbăteze inimile, să fie uniți în dragoste. Și să capete toate bogățiile plinătății de pricepere ca să cunoască taina lui Dumnezeu, Tatăl, adică pe Hristos, în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. Spun lucrul acesta pentru ca nimeni să nu vă înșele prin vorbiri amăgitoare. Amin. Vă rog să vă reașezați. Cu ajutorul lui Dumnezeu în această dimineață, voi căuta să abordez o anumită problematică și să răspund acesteia cu ajutorul scripturilor. Una pe care am găsit-o foarte relevantă pentru bisericile noastre. Și care cred că poate ajuta și poate pregăti și Biserica de Oglorie pentru viitorul ei. Așa cum a amintit uh, deja uh, fratele care a început timpul de părtășie, ne vom focaliza atenția asupra unei întrebări. Cum putem preveni izgonirea lui Hristos? Din părtășia bisericii locale. Vedeți, astăzi um, am fost cumva izgoniți din locașul bisericii locale. Prin aceste reguli, prin aceste reglementări, motivate oarecum de criza sanitară, nu ni se mai permite să ne închinăm așa cum o făceam până acum. Am ales cuvântul a izgoni în mod intenționat. Chiar dacă pare dur, cred că avem de-a face cu o izgonire. Cred că în spatele acestor măsuri stă un plan diabolic. Dacă în situații din trecut, când erau boli incurabile, se impunea izolarea, Cred că acum, cu ocazia acestei crize, se exagerează. Sunt cazuri, fără îndoială, de coronavirus, sunt cazuri grave, fără îndoială, unde se impune izolarea. Dar cred că autoritățile acum se folosesc de toată această situație pentru a încerca să ne controleze cât mai mult viețile. Este părerea mea și a altora care sunt mai luminați decât mine. Și cred că există, cum am spus, un plan diabolic de a ne izgoni din biserica locală, din locașul, să zic, al bisericii locale. Dar asta nu e o problemă foarte mare. O mai mare problemă, cea pe care o surprinde, Apostolul Ioan în Apocalipsa și pe care o caută să o prevină Pavel în Coloseni este izgonirea lui Hristos din părtășia bisericii locale. Nu e o mare problemă dacă ne scot autoritățile din acest locaș de închinare. Nu e o problemă așa mare. Dar e o mare problemă dacă din părtășia noastră, oriunde am fi, 2, 3, 4, oricât am fi, nu contează. Dar dacă din părtășiile acelea este izgonit Hristos și folosesc din nou intenționat cuvântul izgonit, această scoatere brutală, dură a lui Hristos afară, atunci avem o mare, o foarte mare problemă. Eu nu cred că Biserica Deo Gloria l-a izgonit pe Hristos afară. N-a ajuns până acolo. M-am rugat și am întrebat, Doamne, ce să predic? Și Domnul mi-a spus, să vă predic cum puteți preveni izgonirea lui, pentru că planul diavolului este să vă ducă și pe voi acolo. Sunt biserici care l-au scos pe Hristos afară. Dar Dumnezeu nu vrea ca lucrul acesta să se întâmple în nicio biserică locală și nu vrea să se întâmple nici în biserica de o gloria. De aceea vă aduc acest cuvânt. Spunându-vă mai întâi că există posibilitatea ca Hristos să fie izgonit din biserica locală. Este o realitate. Citim în Apocalipsa, în capitolul 3, despre biserica din Laodiceea, care l-a izgonit pe Hristos afară. Versetul 20 spune că el era la ușă și bătea. Iată, eu stau la ușă și bat. Era în afara părtășiei lor. Și acolo, nu doar că Stătea și bătea, dar și vorbea. Dacă aude cineva glasul meu, și ei nu-și dădeau seama că el era în afară. Se poate să faci fapte fără Hristos, să poate să ai activități bisericești fără Hristos, se poate să cânți fără Hristos, se poate să predici fără Hristos, se poate să te rogi pentru bolnavi fără Hristos, se poate să faci o grămadă de lucruri religioase fără Hristos. Se poate ca tu să fii înăuntru și Hristos să fie în afară. Care sunt simptomele unei biserici care l-a izgonit pe Hristos? La cărei ușă este și din afară bate. Este în primul rând o biserică caracterizată de instabilitate, de insensibilitate stoică, de insensibilitate stoică. Spune aici cuvântul lui Dumnezeu despre această Biserică că era căldicică, nici rece, nici în clocot. Și această expresie trimite la ideea de instabilitate, superficialitate, fluctuare sau oscilare între pasiune și pasivitate, dar cel mai mult sublinează o instabilitate, o ins 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 insensibilitate stoică, adică nu e mișcată de nimic. Nu e nici rece, nici în clocot. Nimic nu aprinde. Nu determine să ia o hotărâre serioasă, plină de pasiune pentru Dumnezeu. Și nici nu se lasă așa în totalitate cuprinsă de răceală. Nu mișcă nimic, ca pe stoici, insensibili. Ideea este reluată chiar prin cuvântul pe care Cornelescul traduce cu ticălos în grecesc, talai poros. Talai înseamnă a suferi, a suporta. Și poros e ceva dur, ceva... În mod figurat, insensibil. E o biserică pe care nu mai mișcă bătaia lui Hristos, nu mai mișcă cuvântul lui Hristos, nu mai mișcă strigătul lui Hristos. E o biserică pe care nu mai mișcă răul din societate, e o biserică care nu mai plânge pentru că oamenii mor în păcatele lor, pe care nu mai deranjează, că colegii de muncă nu-L cunosc pe Hristos, pe care nu deranjează că vecinii mor în păcate și n-au auzit despre Hristos. E o biserică pe care nu mai deranjează că Africa e plină de săraci, și nu mai deranjează că vasluiul e plin de săraci, și nu mai deranjează că vin refugiați în Belgia, în Germania sau peste tot. Am uitat de legea străinului din Vechiul Testament și de bunătate și de deschidere și nu ne apropiem de acești străini ca nu cumva să ne molipsim de islamul lor. O biserică care a devenit nemișcată, ca o stană de piatră, pe care nu mai mișcă faptul că autoritățile acum promovează un sistem totalitar ca să ne fure drepturile. Nu ne mai deranjează dacă ne iau drepturile. În loc să ieșim noi biserica în stradă, bineînțeles, pașnic, frumos, ies ONG-urile. Ies bătrânii. V-ați uitat în Germania, cum au ieșit bătrâni acolo. Au fost paralizați, împroșcați cu apă de către autorități, dar măcar au făcut ceva. Aceia au fost mișcați, pe ei a trezit ceva, sau să spunem cineva. Unele biserici nu mai sunt trezite de nimeni azi. Nu mai sunt mișcați de nimic. E o biserică îngânfată. O biserică care se supraestimează. Versetul 17 ni se spune, pentru că zici sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. O biserică care are o părere distorsionată despre sine. Ea crede că nu are nevoie de nimic, că are totul. E acea biserică care nu mai are nevoie nici măcar de Hristos să primească sfaturi de la Hristos. Nu are nevoie de sfaturi de la alte biserici. E cea biserică locală care nu prea invită oameni din afara bisericii ei, care crede că deține adevărul absolut și că nu are nevoie de înțelepciunea pe care Dumnezeu o dă bisericii universale, adică și celorlalți frați. Este o biserică care Ajunge în ignoranță. O altă simptomă a acestei biserici era ignoranța. Versetul 17b spune: Și nu știi, nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Și nu știa nici că Hristos stă la ușă și bate. Aceste biserici suferă de incapacitate de a se autoevalua. Nu știu că sunt ticăloase, cum am spus, insensibile. Cuvântul mai denotă o, o persoană cu efecte secundare severe de la tulpină. Niște efecte care sunt în curs de desfășurare. Un fel de persoană care literalmente este plină de întărituri, un fel de duritate pe care nu o conștientizează. Ba mai mult se folosește cuvântul focos, săracă, adică fără resurse. E o biserică care nu știe că nu are resurse. Nu are haine albe, nu are fapte neprihănite ale sfinților, nu are medicamente, nu are aur, bogățiile înțelepciunii lui Hristos. Nu-și dă seama că are nimic este exact imaginea lui Samson. Când m-am gândit la biserica din Laodiceea, m-am gândit la Samson. Spune cuvântul Domnului în judecător 16 cu 20 că la un moment dat, când s-a trezit el din somn, după ce i-a tăiat suvițele de păr Dalila, s-a gândit el în sinea lui când s-a trezit. Am să fac ca și de celelalte dăți. Mă trezesc și cu puterea pe care o am, am să lupt împotriva inamicului. Spune Sfânta Scriptură că nu știa că Domnul îl părăsise. O biserică care se crede ca Samson, cea care ridică porțile cetății ale orașului Turnout sau Bruxelles sau o biserică care stă la poartă să judece oamenii nepocăiți, dar o biserică care nu știe că nu mai are puterea, că nu mai are prezența lui Hristos în viață. Nu știa biserica aceasta că este mizerabilă. Spune Cornilescu aici, nenorocit. Este grecescul Eleinos. Adică într-o mare nevoie de milă. Într-o stare deplorabilă. Este goală, gimnos, adică dezbrăcată, deschisă, într-un mod rușinos. Biserica aceasta a ajuns de rușine, și sunt foarte multe biserici locale care au ajuns de rușine, atâtea certuri, atâtea dezbinări, atâtea uh, valori răsturnate, încât oamenii din lume râd de noi. O biserică goală și o biserică oarbă, tiflos, adică un fel de optică disfuncțională o biserică care nu mai vede bine, nu mai înțelege adevărul despre Hristos, nu își vede problema ei, nu mai vede problemele altora și nu mai vede soluția. Era oarbă la prezența lui Hristos la ușă. Oarbă că Hristos este pe din afară. Și totuși, și totuși, o observație, măcar că manifesta aceste simptome, era iubită de Hristos. De acel Hristos izgonit. Vedeți, Hristos, spre deosebire de noi, nu ne abandonează așa de ușor. Hristos încă stă la ușă și bate, la ușa unei astfel de biserici locale. Hristos bate. El nu abandonează nici pe cel insensibil, nici pe cel îngânfat, nici pe cel ignorant. E o iubire insistentă, bate, o iubire loială care nu pleacă, stă. E o iubire care nu tace, vorbește. Dar cum de s-a ajuns la izgonirea lui Hristos din părtășia Bisericii Locale? Trebuie să ne punem această întrebare ca să știm cum să prevenim izgonirea lui Hristos. În primul rând, trebuie să ne uităm la istoria Bisericii din Laodiceea, să ne uităm în trecut. De aceea am citit Coloseni, pentru că epistola uh, scrisă de Pavel, pe care noi avem în, în canon cu numele de epistola către Coloseni, n-a fost adresată doar celor din Colose, ci a fost adresată și celor din Laodiceea. De aceea întâlnim mai multe referiri la, la biserica din Laodiceea, cum ar fi 2 cu unul, unde el spune că se luptă pentru cei din Laodiceea și pentru toți cei ce nu i-au văzut fața în trup în capitolul 4, versetele 13 și 15 spun așa, căci vă mărturisesc despre Pafra vorbind, care are o mare râvnă pentru voi, pentru cei din Laodiceea și pentru cei din Ierapole. Și versetul 15 spune, sănătate fraților din Laodiceea. Și în mod special versetul 16 care spune După ce va fi citită această epistolă la voi, faceți așa ca să fie citită și în biserica la odicenilor. Și voi la rândul vostru să citiți epistola care vă va veni din la Ca o soluție, colaborați cu celelalte biserici. Citiți epistola la ei și ce le-am trimis lor, citiți și voi. Așadar, mesajul acesta din Coloseni era adresat și celor din Laodicea și e interesant, pentru că Duhul lui Dumnezeu îi călăuzește pe ambi autori. Apostolul Ioan scrie în jurul anului 95 după Hristos, scrie Apocalipsa, și ne prezintă felul în care a ajuns biserica în anul 95 după Hristos, biserica din Laodiceea. Dar... Ca să ne ajute pe noi peste vremuri, înregistrează ce a scris Pavel cu aproape 30 și ceva de ani înainte. Pavel scrie Coloseni în anul 60-62 după Hristos, pe când era întemnițat la Roma. Cu 35-33 de ani înainte, el oferă câteva soluții ca să prevină izgonirea lui Hristos din părtășia Bisericii. Și se pare că cei din Laodicea n-au ținut cont de sfaturile apostolului Pavel și au ajuns în situația pe care o prezintă Ioan mai târziu. Și e foarte interesant că Pavel în Coloseni a avertizat de pericolul abaterii. A informat că există acest pericol. El spunea în versetul 23 din Coloseni 1 că lucrarea lui Hristos se va realiza în ei dacă rămâneți și mai departe întemeiați și neclintiți în credință, fără să vă abateți de la nădejdea Evangheliei pe care ați auzit-o, care a fost propovăduită și așa mai departe. Era importantă rămânerea lor în adevărul Evangheliei. Îi avertizează de mai multe ori în capitolul 2, versetul 4, când spune, spun lucrul acesta pentru ca nimeni să nu vă înșele prin vorbirea măgitoare. Atenție, sunt învățători care s-au strecurat și care vor să vă abată de la adevăr. Scopul lor este să atace tocmai supremația și suficiența lui Hristos. Tot așa spune și versetul 8. Atenție ca nimeni să nu vă fure cu filozofia, îi avertiza ca nu cumva să devine sclavii unei filozofii, dar nu filozofie în general, ci filozofia caracterizată de o amăgire de șart, adică de o învățătură goală în original, fără esență. Și mai mult versetul 18. Nimeni să nu vă răpească premiul alergării, Atenție, pentru că există pericolul dezlipirii de cap, versetul 19. Cei care vă învață lucruri eretice, nu se țin strâns de capul din care tot trupul hrănit și bine închegat cu ajutorul încheieturilor și legăturilor își primește creșterea pe care o dă Dumnezeu. Bun, dar până la urmă, cum de s-a ajuns aici? Pavel i-a avertizat, dar ce s-a întâmplat? de a ajuns așa cum îi descrie Ioan în Apocalipsa. În primul rând, au cochetat cu un sincretism religios care respingea supremația și implicit suficiența lui Hristos pentru mântuirea Sufletului și pentru viața cu Dumnezeu. Repet, au cochetat cu un sincretism religios care respingea supremația și implicit suficiența lui Hristos pentru mântuirea Sufletului și pentru viața cu Dumnezeu. Adică au existat concepții amestecate, o amestecătură de ideologii care respingeau supremația și suficiența lui Hristos pentru mântuire. Și de fiecare dată când acceptăm convingeri greșite, acele convingeri se vor manifesta, se vor exprima într-un comportament greșit. Și care erau aceste ideologii? Cel puțin două primau. Teologii încearcă să, să răspundă la întrebarea care erau aceste ideologii și unii subliniază tot felul de păreri, dar sunt două care se regăsesc aproape la toți teologii. Toți sunt de acord că ceea ce citim în epistolă face referire la unul, gnosticism. Gnosticismul era un sistem de gândire uh, care promova o dihotomie extremistă cu privire la natura omului. Subliniez doar câteva aspecte relevante pentru epistolă. Credeau că omul este duh și trup, însă trupul, materia, era văzută de aceștia ca fiind rea. De aceea puneau un mare accent pe cultivarea duhului și unii dintre ei disprețuiau trupul, latura liberală, iar ceilalți uh, erau foarte severi cu trupul. Atenție, nu vorbim de gnosticismul istoric, pentru că el s-a dezvoltat abia în secolul II, dar era o formă de gnosticism. De aceea este numită pregnosticism. Cei ce au pavat calea spre gnosticism. Materia este rea. Un alt element pentru ei era că Hristos nu este suficient pentru mântuire pentru că El este o emanație divină. Ca îngerii. De aceea nu-i suficient să te rogi la Hristos, trebuie să beneficiezi de o anumită cunoaștere a unor mistere. Și de aceea, dacă te închini lui Hristos, te poți închina și altor emanații divine, cum sunt îngerii. Și de aceea avem aici, în, în, Colose, capitolul 2, versetul 18, unii care se închinau la îngeri. Ba mai mult, prin aceasta ei negau atât umanitatea cât și divinitatea Domnului Hristos. Dacă este o emanație divină, pentru că este divină, nu-și poate asuma materie e rea, prin urmare, el nu a venit în trup, spuneau ei. De aceea, Pavel le spune, măi oameni buni, Hristos a murit. Capitolul 1, versetul 22. Prin trupul lui de carne s-a adus ca jertfă. Și mai mult, el spune că în Hristos locuiește, trupește toată plinătatea Dumnezeirii. Subliniază bunătatea trupului și faptul că Dumnezeirea așa asumă natură umană. Negau și divinitatea Lui. Dacă este doar o emanație, El nu este Dumnezeu. Și Pavel le spune, în El locuiește, trupește toată plinătatea Dumnezeirii. El este Dumnezeu, așa cum spunea Pavel în altă parte, în Roman 9 cu 5, Dumnezeu binecuvântat în veci. Sau cum spunea în Tit 2 cu 13, Marele nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. Ei nu credeau așa, de aceea pentru ei Hristos nu era suficient, ci nu era Dumnezeul Suprem care conduce toate lucrurile. Ba mai mult, aceștia promovau un fel de elitism spiritual. Doar o anumită categorie selectă poate beneficia de acea cunoaștere mântuitoare. Doar anumiți oameni inițiați în religia lor. De aceea Apostolul Pavel în mod repetat în această epistolă subliniază supremația lui Hristos în relație cu creația. Avem aici capitolul 1 ca mărturie de la versetul 15 până la versetul 17. El este sursa creației, de la el vin toate lucrurile. El are drept asupra creației, în acest sens trebuie înțeleasă expresia cel întâi născut din toată creația. Cel întâi născut peste toată creația, cel care are dreptul de moștenire, ca cei care aveau drept de moștenire în Israel, întâi născuți, așa are el drept peste creație, pentru că ea a fost făcută de el. Ba mai mult, el o susține. Toate lucrurile, spune el, versetul 17, se țin prin el și sunt pentru el. Versetul 16, toate au fost făcute prin el și pentru el. De ce El este deasupra tuturor? Este deasupra îngerilor? Spune aici în capitolul 2, voi aveți totul de plin în El care este capul oricărei domnii și stăpâniri. Cu alte cuvinte, El este suprem peste creația văzută și nevăzută. Este suprem și peste îngerii la care voi vă închinați și peste demonii care controlează ritualurile voastre și închinarea voastră, specific Oamenilor legaliști. Ba mai mult, El este suprem peste biserica Lui. El este capul bisericii, spune în capitolul 1, versetul 18. Se dovedește supremația Lui în relație cu mântuirea. Mântuirea este realizată prin El. Versetul 13, versetele 21 și 22 și apoi în capitolul 2, de la versetul 11 în jos. Mai exista o altă uh, concepție greșită, era iudaismul iudaizatorilor. După ce Pavel îi combate pe gnostici în capitolul 2 și arată că divinitatea este în Hristos și că și-a asumat natură umană, Pavel îi abordează pe iudaizatori care spuneau că trebuie pe lângă a-l accepta pe Hristos, să te tai împrejur, să ții anumite ritualuri religioase ca să fie acceptat de Hristos. Hristos nu este suficient, cu alte cuvinte, trebuie să ții și alte ritualuri. Ba mai mult, spuneau că pentru a umbla cu Hristos trebuie să ții și anumite rânduieli ale legii, cum ar fi sărbători, anumite abstinențe de la hrană, de la băutură, Aspecte pe care le abordează Apostolul Pavel în capitolul 2, versetele 16 și 17. Și arată că, de fapt, acestea au fost umbre. Au fost umbre. Au fost simboluri care îndrumau înspre Hristos, dar realitatea este în Hristos. Că El este suficient pentru mântuire. nu se trebuie tăiere împrejur, nu-ți trebuie reguli exterioare în primul rând. Nu vedeți în societatea noastră cum auzim la amvoanele bisericilor chiar mai multe predici despre vegetarianism, despre a avea grijă de trup decât despre Hristos. Mai mult despre cum să facem lucrurile din punct de vedere exterior și mai puțin despre relația lăuntrică. De aceea Pavel spune, este suficient Hristos și este suficient să crezi în El 2 cu 12. Pentru că El a murit pentru păcatele noastre, este deasupra demonilor pe care i-a învins la cruce și despre care voi credeți că vă ajută la ceva. A învins legea care vă domina prin vinovăție, prin faptul că voi ați încălcat-o. Și în felul acesta subliniază mai departe două extreme în care au căzut acceptând aceste concepții și anume extrema misticismului și cea ascetismului în mod mistic oamenii aceștia se apropiau de divinitate. Doreau să aibă parte de tot felul de revelații. De aceea Apostolul Pavel le spune în capitolul 2, nimeni să nu vă răpească premiul alergării făcându-și voia lui însuși printr-o smerenie și închinare la îngeri, amestecându-se în lucruri pe care nu le-a văzut. Pretindeau ca au anumite revelații, anumite viziuni. Și Pavel spune, nu au viziuni, sau dacă au, au experiențe demonice. Aș vrea să aplic, astăzi, astăzi sunt anumite concepții greșite despre cum să te apropii de Dumnezeu și despre ce este important în relația cu Dumnezeu. Elemente care, dacă sunt exagerate, atenție, pot duce la izgonirea lui Hristos din biserică. Aici sunteți creștini după Evanghelie, sunteți baptiști, sunteți și pentecostali. Eu vin din mișcarea pentecostală și am văzut acest fenomen. Există o orientare înspre darurile Duhului, înspre experiențe extatice, înspre experiențe miraculoase, înspre minuni, ceea ce e bine. Nu e greșit să ne dorim să fim plini de daruri. Apostolul Pavel ne îndeamnă să urmăm darurile cele mai bune. Dar atenție, există riscul să supraestimăm, să supraevaluăm, să supra subliniem darurile spirituale. Să tânjim în relația noastră personală cu Hristos numai după experiențe extatice și dacă nu tremură cineva în jurul tău, să spui că Hristos nu îi împărtă și aceea. Dacă cumva nu tremură totul sub tine, sub picioarele tale, să spui, eu nu l-am experimentat azi pe Hristos. De fapt, acești oameni vor mai mult experiența, vor darul și uită de dătător. Vor ceea ce vine de la Hristos și nu pe Hristos însuși. Și asta înseamnă idolatrie. Poți să faci din daruri și din vindecări idoli. De aceea, atenție. Spuneam că duce și la ascetism. Pavel, în capitolul 2, abordează ascetismul și arată că imunitatea împotriva legii păcatului din natura noastră este în Hristos. Ei promovau abstinență fără transformarea inimii. Dar, să știți, nu au nicio valoare aceste abstinențe, spune Pavel. Nu sunt de niciun preț împotriva gâdilării firii pământești. Degeaba practici postul, degeaba practici rugăciunea regulată, degeaba te înfrânezi de la anumite mâncăruri și așa mai departe și îți impui tot felul de reguli zilnice în umblarea ta cu Hristos crezând că vei învinge păcatul din tine sau legea păcatului din mădularele tale. E fals. Toate acestea nu ajută la nimic dacă nu este întâi inima transformată. De aceea, Pavel subliniază rolul schimbării inimii în această epistolă. În mod repetat spune uitați-vă la inimă. În 2 cu 2 este preocupat să îmbărbăteze inima. În 3 cu 12 spune să aveți o inimă plină de îndurare. În, în versetul 15 spune pacea lui Hristos la care a fost chemați să, să stăpânească în inimile voastre, cuvântul lui Hristos să locuiască în voi. De două ori, în versetul 16, spune să stăpânească în inimile voastre, în versetul 16, să locuiască din belșug în voi și mulțumirea să fie din inima voastră. Și în, 2 ,22, în 3 cu 22, de asemenea, Robi să fie cu curăție de inimă, spune. Versetul 23, orice să facem, să facem din toată inima. Versetul 4 cu 18 din nou, aceeași... 4 cu 8, mă scuzați, aceeași idee. L-a trimis pe Tihic ca să le mângâie inimile. Atenția pe inimă, dacă schimbarea începe din inimă, atunci... Regulile au un rol benefic, disciplinele spirituale și alte înfrânări ne ajută. Prin urmare, care-i soluția? Am văzut care a fost problema, ce a dus la izgonirea lui Hristos, dar care era soluția pe care le oferise Pavel ca ei să evite izgonirea lui? Să recunoști supremația lui Hristos și să-i accepti suficiența pentru toate aspectele vieții tale recunoaște supremația lui Hristos și acceptă suficiența pentru toate aspectele vieții. De aceea Pavel sublinează că totul depinde de Hristos. Totul este despre, pentru și în legătură cu Hristos. Eu mi-am notat acasă și vă rog să vă notați, nu mai pierd vremea cu asta, dar uitați-vă acasă, nu cu 15, nu cu 16, de două ori, în 1 cu 17 de două ori, 18, 19, 20, 2 cu 3, 2 cu 9, 2 cu 10, 3 cu 11. Sublinează cuvântul totul. Totul este în Hristos. Așa e de prezentă această expresie încât un autor, un comentator și-a intitulat comentariul său, așa, realitatea este Hristos. Pentru că fiecare element al realității este îmbibat, este însiropat cu Hristos. El este mai presus de toate lucrurile. De aceea Pavel spune, El îmi este suficient, El este Domn peste creație, El a realizat mântuirea mea, El mă asistă în sfințirea mea, el este suficient, de aia pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig, Filipeni 1,21 cu 21. De aceea scopul meu este să-l cunosc pe El și puterea învierii Lui. De aceea spune în capitolul 1 pe El, îl propovăduim noi și sfătuim pe orice om. Pe El. De aceea ori de câte ori avem nevoie, dragi frați, să ne orientăm spre Hristos că El este suficient. El împlinește nevoia de siguranță, devine un scut pentru tine, nevoia de semnificație, tu ai valoare în ochii lui Dumnezeu. Orice om este prețuit. Apostolul Pavel, în mod intenționat, și asta sare noi când citești Coloseni, el spune, eu când slujesc, eu nu slujesc doar o categorie de oameni. Eu nu sunt selectiv. Eu nu slujesc doar o elită. Puneți-vă, vă rog, întrebarea ca biserică de o gloria aveți tendința mai mult să vă deschideți față de oameni de o anumită statură intelectuală sau de o anumită poziție socială sau de o anumită cultură sau, mă rog, puneți-vă întrebări. Pavel spune, eu propovăduiesc și sfătuiesc pe orice om, învăț pe orice om, în toată înțelepciunea, ca să înfățișez pe orice om de în Hristos. Pentru mine contează toți. Toți au valoare în Hristos. Nevoia de semnificație este împlinită. Nevoia de apartenență este împlinită. Hristos te integrează în relația cu El. Nevoia de acceptare, nevoia de eliberare, de patim, toate ne sunt împlinite în El. Haideți să ne orientăm atenția înspre El să manifestăm o viață plenară în care Hristos să cuprinde toate sferele umblării noastre. Vedeți că ne-am întors la Hristos la început, spuneam, Doamne, sunt al Tău cu tot ce am. Când ne cheltuiam banii, eram foarte atenți la fiecare cent. Poate încă o mai facem, dar cu siguranță remarcăm un regres la anumite capitole, undeva unde am devenit un pic mai zgârciți. În așa fel că Hristos nu mai deține supremația peste viața noastră. De ce? Că nu-L credem suficient în măsură să ne poarte de grijă, ne temem. Și atunci facem noi economiile noastre, nu mai devenim deschiși să dăruim. La început spuneam, Doamne, mă voi duce oriunde vrei Tu, că Tu ești suprem în viața mea, Tu ești suficient pentru viața mea. Că stau în Belgia, că stau în România, că stau în Africa, că stau în China, sau în India, nu contează, Doamne. Acolo mă duc, că sunt în totalitate al Tău, Tu ești destul. Oare ți este Hristos destul? Astăzi nu mai suntem gata să mergem oriunde, mai ales acum cu criza asta, o, cum să mă duc în țara aia, pe acolo sunt mai multe cazuri, ne sperie ăștia cu uh, jurnalele lor. Cum să mă duc acolo? Acolo e plin de coronavirus. Dar oare Hristos și-a pierdut din supremație? Oare Hristos dintr-o dată a fost declasat? Oare nu mai este domnul creației? Oare nu cumva nu ne mai este nouă suficient și asta e problema? Vedeți, spuneam că viața noastră trebuie să fie plenară, deplină pentru El. Vă rog să subliniați cuvântul totul, orice, fără vină, fără, mă rog, dar în special totul și orice, uitați-vă în epistolă, din nou vă va sări în ochi, cu privire la noi de data aceasta, am văzut cu privire la Hristos, uitați-vă în 1 cu 9, 1 cu 22, 2 cu 2, 3 cu 12, 15, 16, 3 cu 17, 3 cu 20. Totul trebuie dat pentru El. Trebuie să slujim cu toată inima. El să fie totul. Și gândul nostru să fie la lucrurile de sus, unde Hristos și de la dreapta lui Dumnezeu, spunem 3 cu 1. Asta e soluția. Soluția este să-i acceptăm suficiența pentru viața noastră, să-i recunoaștem supremația și să umblăm ca atare să fie viața noastră îmbibată de Hristos, în așa fel încât când oamenii se vor uita la noi să spună: Aceasta e Biserica lui Hristos, o cunosc, se deosebește, are ceva special, ceva ce am regăsit numai la Isus Hristos. Doamne, ajută-ne! În al doilea rând, cum de au ajuns aici? cum de-au ajuns cei din Laodiceea să îl izgonească pe Hristos și cum poate ajunge o biserică să îl izgonească pe Hristos, au abordat, și aici în mod special liderii spirituali, vă fac atenție, era vorba de o abordare cu indiferență și incompetență de către lideri, a efectelor imediate ale sincretismului asupra procesului de maturizare a bisericii, repet, era o abordare cu indiferență și incompetență de către liderii a efectelor imediate ale sincretismului asupra procesului de maturizare a bisericii. Aici, în Biserica de o Glorie, aveți câțiva oameni competenți de care eu mă bucur și cu siguranță voi, ca membri, vă bucurați și mai mult. Slăviți să fie Domnul! Rugăciunea voastră trebuie să fie continuă pentru ei, să fie mereu la fel de dedicați. Să slujească cu aceeași competență. Cred că problema care uh, îi caracteriza pe cei din Laodicea și pe cei din Colose era indiferența și incompetența slujitorilor. Nu întâmplător își termină epistola apostolul uh, Pavel în Coloseni spunând așa și spune-i lui Arhip, care era unul din liderii bisericii, ia seama să împlinești bine slujba pe care ai primit-o în Domnul. Adică întâi să-ți împlinești slujba, să nu fii indiferent și doi, fă cu competență. Fă o lucrare de calitate, să o împlinești bine. Și spuneam că dacă liderii nu slujesc bine și nu abordează efectele imediate ale sincretismului, în procesul de maturizare a bisericii, biserica îl izgonește pe Hristos. Eu mă uit la Pavel, de aceea, de ce am spus efectele imediate? Pentru că Pavel spune, eu am un scop, ca să înfățișez pe orice om în Hristos Iisus 1 cu 28. Și cum fac asta? ca ei să fie maturi în Hristos, adică să cunoască pe Hristos în care sunt ascunse toate cumorile înțelepciunii și ale științei? Cum fac asta? Eu, spune, lucrez și mă lupt. Pentru ca să li se îmbărbăteze inimile. De ce? Pentru că concepțiile acelea despre supremația și suficiența lui Hristos le afectau viața de zi cu zi. Au ajuns într-o stare de descurajare. Unii spuneau, eu nu sunt nici iudeu în prejur, eu nu sunt nici uh, inițiat din gruparea agnostică, oare eu voi fi mântuit? Oare pe mine mă acceptă Dumnezeu? Ba mai mult, acele concepții au dus la o stare de conflict. El spune, eu mă lupt să fie uniți în dragoste, unii se dedeau cu iudeii, alții se dedeau cu gnosticii. De aceea au ajuns să se înjure, vorbeau urât în capitolul 3, versetul 8, vorbe rușinoase, erau mânioși, erau în vrăjmășie, se cleveteau, se mințeau, nu se iertau, nu se îngăduiau, nu se acceptau. Și Apostolul Pavel caută să abordeze aceste efecte imediate. Erau caracterizați de nesiguranță. Veziți, partea finală a versetului 2, care spune și să capete toate bogățiile plinătății de pricepere, poate fi tradus ca să capete toate bogățiile siguranței de pline a înțelegerii. Și există noua traducere, cred că ceva de genul acesta traduce. În original este cuvântul siguranță, ca să capete toate bogățiile siguranței de pline a înțelegerii. Să înseamnă că ei, la un moment dat, își pierduseră siguranța. Oare voi fi mântuit? dacă nu sunt gnostic? Dacă nu mă tai împrejur? Oare voi reuși să continui alergarea dacă nu mă țin de anumite reguli? De anumite rânduieli exterioare? Și această problemă Pavel o soluționează. Și asta este și soluția ca să evităm izgonirea lui Hristos din părtășia bisericii locale. Adică, în special liderii și nu numai, să abordăm cu implicare sacrificială și competență efectele imediate ale unui astfel de sincretism și în special efectele asupra maturizării spirituale. Ne uităm la atitudinea lui Pavel, el spune, lupt, eu mă lupt, eu mă lupt, lucrez, adică sunt activ și mă lupt. Și aici, în original, versetele 29 din capitolul 1 și versetul 1 din capitolul 2, folosesc grecescul agonizomenos sau agon agona. Adică, este acea agonie, noi avem în limba română cuvântul agonie, acel zbucium al sufletului înainte de moarte. El spune, eu mă consum, eu mă implic cu dăruire, mie împasă ce se întâmplă cu frații. Și o face cu toată competența, spune, eu învăț în toată înțelepciunea 1 cu 28. Aceste cerințe ale competenței sunt în mod repetat subliniate în Scriptură, ca lucrarea să fie competentă și de calitate. 1 Timotei 3 cu 3 și 4 și versetul 13 sublinează că slujitorul trebuie să-și chivernisească bine casa, să-și crămuiască bine casa, că diaconii care slujesc bine trebuie cinstiți. E nevoie de o lucrare de calitate, să ne implicăm toate facultățile noastre, toată pregătirea noastră ca să slujim pe frați, incluzându-i pe toți, cum am spus, o grijă pentru fiecare om, nu o grijă selectivă. Folosindu-ne de toate metodele, verbale, non-verbale, focalizându-ne asupra lui Hristos cu scopul maturizării, spune, scopul meu este ca toți să fie desăvârșiți în Hristos Isus. Și, cum am spus, abordând aceste efecte, pe rând, luptă pentru încurajarea inimilor. Vedeți, noi nu ne mai încurajăm astăzi. Faptul că Pavel se lupta ca ei să fie încurajați în inima lor, sublinează natura sensibilă dacă vreți, delicată, gingașă a omului. Omul nu este o piatră, omul nu este un obiect, este o ființă sensibilă și așa trebuie abordată. E foarte important în procesul maturizării spirituale să fii încurajat. Aduceți-vă aminte de Luca 24, când doi dintre ucenicii Domnului coborau spre Emaus și la un moment dat, ochii lor, spune Scriptura, erau împiedicați, versetul 16, să-L cunoască pe Hristos. Nu înțelegeau ceva despre identitatea lui Hristos, dacă tot vorbim de coloseni. De ce? Versetul 17 spune că erau triști. Și în versetul 21 ei spun, noi trăgeam nădejde, că El este cel profețit. Noi trăgeam nădejde, adică erau descurajați. Vedeți, descurajarea Stările acestea emoționale ne afectează în înțelegerea adevărurilor despre Hristos, în cunoașterea lui Hristos. De aceea slujitorii cu multă gingășie și nu numai frații, membrii bisericii trebuie să se implice cu căldură în încurajarea fraților. Și aș vrea să extind puțin aici, înainte de a merge mai departe, de ce nu se întâmplă, de ce nu are loc încurajarea? Și vă recomand să citiți o carte de-a lui Larry Kreb, um, despre încurajare, încurajarea, chiar așa se cheamă, încurajarea. În această carte pune în evidență de ce nu se realizează încurajarea împărtășirii în noastre. În special în grupurile mici, vedeți, ne întâlnim. Dar totuși, parcă frații nu pleacă întotdeauna încurajați. De ce? Există o problemă la noi, cei care ar trebui să încurajăm pe alții. Și anume, ne temem de respingere. Ne temem să ne deschidem. Ca nu cumva frații să vadă gunoaiele din viața noastră. Și atunci ce facem? Abordăm niște strategii de astea autoprotectoare. Ca să fim acceptați, punem măști. Și ne apropiem de alții cu măști. Și asta împiedică o vorbire autentică, o vorbire care hrănește, o vorbire cu har, cum le spune Pavel. Voi ar trebui să vorbiți cu har între voi, cu vorbe drese cu sare, Adică, în, în, în Vechiul Testament, știți, sarea era semnul legământului la darurile de mâncare. Adică, semnul principiilor legământului. Când spune aici, vorbirea voastră să fie dreasă cu sare, să fie dreasă cu principiile legământului. De aceea, vorbirea noastră nu e dreasă cu principiile legământului și nu suntem autentici când vorbim unii cu alții ca să ne încurajăm. Pentru că ne temem să ne deschidem, să fim autentici. Alții cad în cealaltă extremă. Nu spun măști deloc. Aceia spun tot ce le trec, trece prin cap. Și la un moment dat îi spune surorii, o altă soră, au știi ce, trei ani de zile tot am mers cu tine la adunare și ți-am spus că te iubesc, că te îndrăgesc, că îmi place de tine, că ești cea mai bună soră, dar de fapt eu te consider o femeie închisă, rece, răutăcioasă. Nici așa nu ne cheamă Hristos să fim. Ne cheamă să spunem adevărul, dar în dragoste. Asta înseamnă ca uneori să reprime anumite Emoții, da? În, în, în creștinism, pe deosebire de psihologie, nu toate em, emoțiile trebuie exprimate. Sau nu, în orice fel, cu siguranță. Uneori, reprimarea trebuie să facă parte din experiența noastră pentru a reuși să încurajăm pe alții, alegând cuvintele potrivite, spunând ce este necesar. Adică, este o exprimare cu scopul slujirii. O reprimare în folosul celuilalt. Și aici vă rog să studiați acasă cazul lui. Ezechiel, capitolul 24, versetele 15 la 27, când Domnul îi spune să-și reprime sentimentele de durere pe fondul pierderii soției lui, de dragul de a sluji poporul. Apostolul Pavel luptă pentru consolidarea unității. Unitatea necesară ca, să, ca oamenii să crească în, în Hristos. Spune Pavel în 1 Corinteni 3: Eu nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovnicești, ca unor, uh, ci v-am vorbi ca unor prunci în Hristos. De aceea v-am hrănit cu lapte. Nu vă puteți hrăni cu bucate tari să creșteți, pentru că sunteți sprunci. De ce sunteți sprunci? Pentru că spune Apostolul Pavel, cum când între voi sunt certuri, dezbinări, că nu zice sunt al lui Pavel, altul al lui Apollo, biserica nu poate crește, nu se poate hrăni cu bucate tare. El luptă pentru consolidarea siguranței mântuirii în inima lor. Vedeți, sunt atâtea îndoieli care apar în viața noastră și acestea împiedică creșterea. Îndoiel cu privire la identitatea noastră în Hristos și slujitorul este chemat să se apropie de oameni, să răspundă acestei crize de identitate. Uitați-vă cât de deformați, cât de necrescuți, cât de nedezvoltați sunt copiii din orfelinatele din România. Știți de ce? Pentru că acei copii suferă de o criză de identitate, ei nu știu cine sunt. N-au părinți care să iubească, care să-i integreze, care să le dezvolte o concepție corectă despre Dumnezeu, despre lume, viață și despre sine. Ca în felul acesta să se dezvolte. Tot așa ieșim în Biserica lui Hristos. E nevoie de investire în cultivarea unei identități corecte. Ce s-a mai întâmplat acolo? Trecem repede peste ultimele soluții, timpul trece. Ei s-au defocalizat de pe lupta lăuntrică în lumina răsplătirii eterne. Versetele uh, 1 și 5 subliniază asta din capitolul 3. S-au focalizat pe trup, nu pe legea păcatului, pe reguli care nu aveau putere. Se uitau la viața de jos, nu la speranța de sus. Începeau de jos în sus, din exterior în interior. Se țineau de reguli. Și Apostolul Pavel spune: Dacă vreți să evitați izgonirea lui Hristos din biserica voastră, concentrați-vă pe răsplata eternă, pe împărăția lui Hristos și luptă împotriva legii păcatului din mădularele tale. El spune: Gândurile voastre să fie la Hristos. La lucrurile de sus. Și așa, cu această perspectivă a eternității, să luptați, și versetul 5 din capitolul 3, omorâți, așa puteți omorâ și așa să omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, curvia, necurăția, patima, poftarea și lăcomia care este o închinare la idoli. Începeți din interior spre exterior, începeți de sus în jos. Și în felul acesta. Hristos ajunge să locuiască în noi. Cuvântul lui locuiește în noi. Cum de s-a ajuns aici? În al patrulea rând au limitat relația cu Hristos la sfera ceremoniilor religioase. Au pus accent pe o relație cu Hristos de biserică, doar când ne rugăm și postim. Soluția ca să nu-l izgonim pe Hristos din biserică este să ne consumăm relația cu Hristos în toate sferele vieții noastre. Asta face Pavel, de la 3 cu 17 până la 4 cu 6, el spune Hristos trebuie să se vadă în toate relațiile voastre. În relația dintre soț și soție, dintre soție și soț, în relația dintre copii și părinți, dintre părinți și copii, în relația dintre patron și angajat, dintre angajat și angajator, trebuie să se vadă Hristos. În munca voastră trebuie să se vadă Hristos. Adică consumă relația cu Hristos și la muncă, nu doar la biserică. Aici suntem cei mai sfinți, cei mai buni, cei mai tari. Aici ne rugăm tare și intens și cu o voce gravă, cu sobrietate și au alții cu o pasiune de, uh, cu atâția decibel se sparg becurile. În schimb, la muncă, când nu te vede șeful, mai fur din timp, mai fur din lucruri. Nu faci lucrul acela cu migăleală, cu atenție, ca pentru Domnul. Și Apostolul Pavel spune, măi, vă, vă scapă ceva din felul în care vedeți viața. Măi, voi când slujiți patronul, voi îl slujiți pe Hristos. Versetul 24 din capitolul 3. Voi slujiți Domnului Hristos. De aceea, slujiți patronii, nu numai când sunteți sub ochii lor, ca cei ce caută să placă oamenilor, ci cu curăție de inimă, ca unii care vă temeți, de Domnul. consumă relația cu Hristos la muncă. Consumă-ți o în atitudinea față de necredincioși în patru 5 la 6, el spune, purtați-vă cu înțelepciune față de cei de avară, vorbirea voastră să fie totdeauna dreasă cu sare, cu har, ca să știți cum trebuie să răspunzi. Am spus ce înseamnă dreasă cu sare. Când vorbirea ta e încărcată de principiile legământului, tu poți să răspunzi întrebărilor pe care le au cei din afară față de Hristos, cu privire la Hristos, cu privire la viață, la originea vieții, la existență și așa mai departe. Și ca să mergem mai departe, de ce au ajuns aici, de ce l-au izgonit? Pentru că au fost nemulțumiți. Și nu știu, dar cred că există printre voi, asta vă spun pentru că am avut pe inimă să, să vă predic la ziua mulțumirii și despre nemulțumire, dacă vă aduceți aminte cu câțiva ani, din Filipeni. Și mulțumirea e foarte importantă în procesul de desăvârșirii duhovnicești, în umblarea cu Hristos. Dacă vă uitați în epistolă, în mod intenționat, apostolul Pavel subliniază necesitatea mulțumirii. Citesc repede câteva versete. El, el începe cu mulțumire, intenționat. Mulțumesc lui Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, că și ne rugăm neîncetat pentru voi. Versetul 12. Mulțumim Tatălui care v-a învrednicit să aveți parte de moștenirea Sfinților în lumină. În capitolul 2, versetele 6 și 7, din nou, Astfel, dar după cum ați primit pe Hristos Iisus Domnul, așa să și umblați în El, fiind înrădăcinați și zidiți în El, întăris prin credință, după învățăturile care v-au fost date și sporind în credință. Cum? Cu mulțumiri către Dumnezeu. Și putem continua, citiți 3 cu 15 și 16, 4 cu 2, să stăruim în rugăciune cu mulțumire. De ce? Când omul este nemulțumit, vă spuneam atunci, el se desprinde prin nemulțumirea lui, se închide lăuntric, față de toate mijloacele pe care vrea Hristos să le folosească pentru creșterea Lui. Ți-a dat Dumnezeu o slujbă, trebuie să fii mulțumit cu privire la ea. Scopul este al lui Dumnezeu ca prin slujba aceea specifică să te transforme pe tine și tu spui, a, ce slujbă asta. Ai o anumită soție, ai un anumit copil, ai o anumită profesie în societate. Trăiești într-o anumită casă, într-un anumit cartier, într-o anumită uh, zonă, într-un oraș, într-un județ, într-o țară anume. Hristos vrea ca prin toate acele vremuri și soroace să te determine pe tine să-L cauți pe Dumnezeu. Folosește tot contextul vieții tale ca să te maturizeze și când tu ești nemulțumit, tu te închizi față de toate cele mijloace. Și atunci cum să crești în Hristos? Că tu nu mai ești atent la detaliile vieții tale cu Hristos. Tu nu mai ești atent că prin vorba colegului tău de la munca aceea specifică, Hristos vrea să transmită ceva sau vrea să lucreze prin tine în El. Cum să crești dacă nu-ți bagi în seamă soția, acel dar binecuvântat pe care ți l-a dat Dumnezeu și ești nemulțumit mereu de ea? Cum să crești spiritual când tu te închizi față de acest mijloc atât de binecuvântat de creștere de această persoană minunată? Au ajuns aici pentru că au fost inconsecvenți în rugăciune și ultima soluție este să te rogi perseverent, să lupți în rugăciune. Apostolul Pavel spune, noi mulțumim lui Dumnezeu că ne rugăm neîncetat pentru voi. Și când am auzit despre progresul vostru, noi, din ziua când am auzit, nu încetăm versetul 9 din capitolul 1, să ne rugăm pentru voi. Și începe cu rugăciune și termină cu un exemplu de rugăciune. După ce pe parcurs îi mai îndeamnă, citiți dumneavoastră acasă să se roage neîncetat. Dar încheie tot cu rugăciune, dându-l exemplu pe Epafras. Și spune, Epafra care este dintre ei voștri, vă trimite sănătate. El roba lui Hristos totdeauna se luptă pentru voi în rugăciunile sale. Pentru ca desăvârșiți și de plin încredințați, adică maturi și de plin încredințați, să stăruiți în voia lui Dumnezeu. Din nou folosește grecescul agonizomai, adică acea agonie a sufletului, acel zbucium sufletesc, adică când te rogi pentru frații tăi, trebuie să pui suflet, trebuie să-ți concentrezi atenția, să insiști înaintea lui Dumnezeu, să nu te oprești ca aceștia, spune el, să stăruiască în voia lui Dumnezeu. Îmi pare rău că Cornilescu nu a tradus un cuvânt, aici este să stăruiți în toată voia lui Dumnezeu în original, este tapanta, în toată voia lui Dumnezeu. Să te rogi așa lui Dumnezeu, Doamne, vreau ca ei să, unu, se roagă Pavel la început, să se umple de cunoștința a voii lui Dumnezeu, ca mai întâi să cunoască pe Hristos și, și în cele din urmă încheie cu exemplul lui Epafra spunând, ei, să vă rugați că această voie pe care eu v-am descoperit-o, voia cu privire la cine este Hristos, la ce trebuie să faceți în relația cu Hristos și așa mai departe, să devină parte din viața voastră zilnică, să stăruiți, cum se roagă Epafras pentru voi, ca să faceți voia lui Dumnezeu și nu voia voastră înși vă, cum faceți cei care vă închinați la îngeri 2 cu 18, care își făceau voia lor înșiși, din înfare. Haideți să ne ridicăm și să încheiem timpul acesta de părtășie cu o rugăciune. Cu o rugăciune prin care să-i spunem, Domnului Hristos, Doamne, noi nu vrem să te izgonim din părtășia Bisericii noastre. Doamne Isuse, ajută-ne ca prin resursele tale, ale Duhului Tău, îmbibați de Tine, fascinați de Tine, concentrați de Tine consumându-ne relația cu tine în toate sferile vieții, să ajungem să ne maturizăm, să creștem tot mai mult, să existe un progres și să rămâi întotdeauna în mijlocul părtășiei noastre și noi întotdeauna cu tine, amin, așa cum stăm, ne rugăm.